Despre ce vorbim astăzi? A venit primăvara, a venit. Ce bine! Și vrem să arătăm cât mai bine. Eu zic că ar trebui de pe acum să ne pregătim pentru costumul de baie. De aceea astăzi vom vorbi despre remodelare corporală, despre lupta cu centimetrii inestetici și cu celulita. Putem slăbi din zonele cu problemă fără intervenții chirurgicale, prin tehnici non-invazive. Putem scăpa de grăsimea localizată, grăsimea aceea încăpățânată, putem trata celulita. Amănunte aflăm imediat. Ne pregătim de primăvară, încercând să retușăm pe aici, pe acolo, micile imperfecțiuni ale corpului, pentru că vom purta fuste mai scurte, vom purta costume de baie și va trebui să arătăm cât mai bine posibil. Și în acest sens avem o propunere pentru această primăvară. Sunt niște tratamente de remodelare corporală care realizează două tipuri de proceduri. Prima procedură care se face cu ultrasunet focusat sparge membrana celulelor grase și astfel ne modelează micile depozite de grăsime localizată, deci persoanele care au o burtică mai mare, aripioare sau puțină grăsime pe brațe pot accesa un astfel de tratament pentru că este un tratament de scurtă durată, fără riscuri, fără vânătăi, fără recomandări speciale după tratament și fără necesitatea de a pierde timp stând în casă. În al doilea categorie de proceduri avem tratamente pentru celulită, pentru coaja de portocală, care se realizează cu aceeași platformă de tratament, doar că protocolul de tratament presupune folosirea altor lungimi în ceea ce privește ultrasunetul. Nu este vorba de un tratament de slăbit la cântar. Tratamentul trebuie făcut atunci când avem o greutate corectă și rămân anumite zone care n-au răspuns la dietă, sau dacă din conformația noastră sau din felul hormonal în care se așează la noi grăsimea, prezentăm mici depozite pe zone care sunt ușor de accesat. Pentru că trebuie să înțelegem că este un tratament care nu poate să treacă de fascia musculară. În general, în funcție de procedură, deci dacă ne adresăm grăsimii sau dacă ne adresăm celulitei, numărul de ședințe poate să varieze foarte mult. Deci la grăsimea localizată avem nevoie între una și maxim 3 ședințe. Se lucrează exclusiv zona dorită. Tratamentul este disconfortabil, dar relativ scurt, adică chiar dacă ședința în sine durează o oră, două, însă practic poate nu va mai fi nevoie să o repetăm, iar dacă va mai fi nevoie vom avea maxim 3 astfel de sesiuni de tratament, ele trebuie spațiate la 2 săptămâni una de cealaltă. În momentul în care tratamentul s-a terminat, nu avem restricții alimentare speciale, însă este foarte indicat ca pacientul să bea foarte multe lichide, să bea 2-3 litri de apă pe zi și preferabil să dreneze zona. Acest tratament modern în lupta cu centimetrii inestetici și cu celulita. Nu vorbim despre kilograme în minus, ci doar despre remodelare corporală. Atât pentru astăzi. Sunt Simona Dragomir. Ne revedem miercuri în jurul orei 10 aici la Nața, ca să spunem bună dimineața, sănătate, zi minunată să aveți și o primăvară senină, mereu cu zâmbetul pe